a introducerea acestora după adoptarea așa numitului TRIPS. Mai avem și alte acțiuni în restabilirea dreptului încălcat, fiindcă aliniatul 3, litera B, spune orice alte măsuri, se pot cere orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat. Orice alte măsuri. Orice alte măsuri pe care înțeleptul judecător constată că trebuie să le ia ca ultima măsură. Ultima posibilă măsură în vederea apărării drepturilor nepatrimoniale recunoscute de lege. Am primit prin această carte elvețiană despre care vă vorbeam și am văzut că, de exemplu, acolo există jurisprudență în legătură cu cereri formulate de către victime, de către titulari de drepturi nepatrimoniale, drepturi încălcate, bună oară împotriva unor instituții de presă care au o putere economică puternică, mare. Există instituții de presă cărora le crește foarte mult profitul ca urmare a unor diverse campanii prin care se încalcă în mod deliberat dreptul la demnitate, la viața privată, dar cresc câștigurile. Și s-a observat că este neeficient simpla folosirea celor alte acțiuni, cum ar fi acțiune în, prin care soliciți încetarea campaniei. Se admite. Acțiune prin care soliciți, vom vedea mai încolo, daune interese. Moral. Se admite. Dar câștig și ei plătesc. Instituția presă plătește. Câștigul, profitul lor este însă imens în comparație cu aceste inconveniente și de aceea s-au introdus acolo și s-au omis acțiuni prin care se solicită de către victimă remiterea câștigului realizat de autorul încălcării. E dificil să se ajungă la cuantificarea acestui câștig, cât anume profit este ca urmare a publicării acelui articol, dar jurisprudența ne spune că judecătorul poate chiar să-și estimeze. Avem de asemenea, în aliniatul 4 al articolului 253, o acțiune în despăgubire. Ea există și în prezent, în potrivit dreptului comun. Așadar, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau o reparație patrimonială, deci nu neapărat o sumă de bani, o altă reparație patrimonială, pentru prejudiciul ce a fost creat prin încălcarea dreptului său nepatrimonial și asta chiar dacă prejudiciul respectiv este nepatrimonial. Dacă vătămarea este imputabilă autorului fapte prejudiciabile și, desigur, fiind vorba despre o acțiune patrimonială, este supusă prescripție extintive. 1531, în altă parte a codului civil, vorbește și el despre faptul că putem să cerem repararea prejudiciului nepatrimonial. O altă acțiune reglementată în această secțiune este acțiunea pentru apărarea dreptului la nume, reglementată prin 254. Și cu aceasta să trecem, după ce am parcurs diversele mijloace tehnice ce stau la îndemâna titularului unui drept patrimonial încălcat de către o terță persoană, după ce am parcurs și am inventariat acțiunile juridice ce pot fi introduse de către titularul unui astfel de drept, să zicem mai departe la o problemă adiacentă, dar foarte importantă, se pot lua sau nu măsuri provizorii. De ce? Pentru că acele acțiuni despre care am vorbit, știm foarte bine, sunt acțiuni care nu pot fi soluționate de pe o zi pe alta. Și trecerea timpului în această materie este extrem de dăunătoare și poate conduce la consecințe ireparabile. De aceea,
255 reglementează diverse măsuri provizorii. Sursa? Codul civil elvețian din 1907, astfel cum a fost modificat în anul 1983, printr-o legiuire modernă și care a avut timp să fie verificată de viață. Până la Curtea Federală a Elveției, am întâlnit în cartea aceasta o bogată jurisprudență a Curții Federale, instanța lor supremă. Timpul alocat nu ne permite să intrăm în această superbă materie a măsurilor provizorii. Aici sunt multe chestiuni de procedură civilă, multe chestiuni referitoare la ordonanța prezențială, multe chestiuni referitoare la aplicarea acestor texte speciale în comparație cu reglementarea generală din codul de procedură civilă. Veți putea să observați că textul este destul de lungare, pare mi se 8 aliniată, de aceea trec mai departe, e vorba despre slide-urile 20, 21 și 22, pentru cei care au acces doar pe internet. Veți putea să observați că aceste reglementări urmăresc să asigure un echilibru între interesele persoanei, interesele titularului dreptului patrimonial încălcat și interesele legitime, pot fi legitime, ale adversarului. Observați, de exemplu, în acest ultim punct de vedere, aliniatul 5. Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părții adverse, instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii dispuse. Pentru cei care lucrează în domeniul proprietății intelectuale, aș vrea să semnalez faptul că există destul de multe asemănători cu reglementările speciale din dreptul de autor, din dreptul proprietății industriale, încă acolo noi am preluat din TRIPS, care este anexa de proprietate intelectuală la Convenția privind Organizația Mondială a Comerțului, și acolo asemenea măsuri sunt de mult aplicate de către instanțele române. Iată ultimele două aliniate din 255. Nu este timp să analizăm. În secțiunea referitoare la apărarea drepturilor nepatrimoniale avem și reglementări pentru ipoteza în care titularul dreptului nepatrimonial decedează. Și 256 ne spune că acțiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial al persoanei care a decedat, odată pornită, poate să fie continuată. Ea chiar poate să fie pornită direct după deces, de către cine? De către un grup selectat, soțul supraviețuitor, oricare dintre rudele în linie dreaptă a persoanei decedate, precum de oricare dintre rudele sale colaterale, până la gradul al patrulea inclusiv. Aici am folosit criteriul de selectare similar cu acela din materia moștenirii legale. În legătură cu apărarea drepturilor nepatrimoniale, în acest domeniu special, al respectului datorat ființei umane, în acest domeniu special în care vorbim despre, printre altele, dreptul la liberă exprimare, dreptul la viață privată, dreptul la demnitate, la onoare, desigur, în acest domeniu special, o instituție importantă este aceea dreptului la replică și a dreptului la rectificare. Voi vorbi despre, pentru facilitarea exprimării, mai despre dreptul la replică, dar în mutatis mutandis lucrurile valabile și pentru dreptul la rectificare. În proiectul tehnic al Codului Civil
slugarnic față de codul civil elvețian, în articole pe care l-am menționat, noi am avut reglementări și cu privire la dreptul la replică. Fac o paranteză. În general, atunci când am preluat texte din alte surse, am încercat să păstrăm pe cât posibil tale egale redactările respective, să modificăm cât mai puțin. Pentru că știți cum este, dacă modifici ceva cu gândul să îmbunătățești, s-ar putea să greșești. S-ar putea ca în acel moment să nu vezi toate corelațiile, s-ar putea ca în acel moment să nu ai experiența necesară, experiența profesională necesară, când s-a întâmplat încă în jurisprudența pe care o cunoști, o anumită situație, etc. Acesta a fost motivul pentru care noi preluăm textele din Codul Civil Elvețian, acestea, nu am modificat mai nimic. Am încercat să facem o traducere slugarnică. Au existat așadar texte referitoare la dreptul la replică. Ele nu mai există în codul civil adoptat, întrucât au fost înlăturate la Comisia Parlamentară. După numeroase întâlniri pe care le-am avut cu reprezentanți ai societății civile, de fapt, cu reprezentanți ai instituțiilor de presă, ai patronatelor și al profesioniștilor din presă, care, bineînțeles că aveau un alt interes decât acela de a exista un drept la replică reglementat. Dacă doriți să vedeți cum arătau acele texte, ele mai există încă pe site-ul Ministerul Justiției, l-am indicat la slide-ul 24. Aceste texte au fost înlăturate după mai multe săptămâni de discuții într-o ultimă ședință dedicată acestei materii, de altfel cu numai câteva zile mai înainte ca proiectul să plece de la comisia parlamentară respectivă către plen în vederea adoptării. În ceea ce mă privește, consider că aceasta este o eroare, pentru că reglementarea respectivă asigura un echilibru just cu garanții suficiente verificate în lumea civilizată și care asigurau exercitarea în continuare a dreptului la liberă exprimare, dar și ocrotirea celorlalte drepturi referitoare la respectul ființei umane. Și în legătură cu necesitatea ca libertatea de exprimare să aibă niște limite, este bine să reprivim la articolul 30 din Constituție, referitor la libertatea de exprimare, iată, bună oară, aliniatul 6 vorbește lui. Constată că trebuie să le ia ca ultima măsură, ultima posibilă măsură, în vederea apărării drepturilor nepatrimoniale recunoscute de lege. Am primit prin această carte elvețiană despre care vă vorbeam și am văzut că, de exemplu, acolo există jurisprudență în legătură panii prin care se încalcă în mod deliberat dreptul la demnitate, la viața privată, dar cresc câștigurile. Și s-a observat că este neeficient simpla folosirea celorlalte acțiuni, cum ar fi acțiune în prin care soliciți încetarea campaniei. Se admite. Acțiune prin care soliciți, vom vedea mai încolo, daune interese.
morală. Se admite. Dar câștig și ei plătesc. Niciodată trebuie să plătești. Câștigul, profitul lor este însă imens în comparație cu aceste inconveniente. Și de aceea s-au introdus acolo și s-au admis acțiuni prin care se solicită de către victimă remiterea câștigului realizat de autorul încălcării. E dificil să se ajungă la cuantificarea acestui câștig, cât anume profit, cu cereri formulate de către victime, de către titulari de drepturi nepatrimoniale, drepturi încălcate, bună oară împotriva unor instituții de presă care au o putere economică puternică, mare. Există instituții de presă cărora le crește foarte mult profitul ca urmare a unor diverse campanii a introducerea acestora după adoptarea așa-numitului TRIPS. Mai avem și alte acțiuni în restabilirea dreptului încălcat, fiindcă aliniatul 3, litera B, spune orice alte măsuri, se pot cere orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat. Orice alte măsuri. Orice alte măsuri pe care înțeleptul judecător